Chiar dacă nu au mulți bani, românii se pregătesc de Paște și se străduiesc să pună pe masă cât mai multe bunătăți pentru a sărbători această sfântă zi. Ouăle roșii, carnea de miel, drobul și prăjiturile nu o să lipsească nici în acest an din casele zălăuanilor. Cei plecați revin acasă din străinătate, iar în noaptea de înviere vor fi prezenți la biserică pentru a lua lumină. Cum vă pregătiți de sărbătorile pascale? În primul rând, spiritual trebuie să ne pregătim. Și după aia cu de toate. Cu ouă roșii, carne de miel, tot ce trebuie pe masă să fie în seara de înviere. Sufletește și cu păpica. Cumpărături, încercăm să găsim facilitățile care ne convin tocmai în sensul ăsta. Nu e un magazin plăcut, este celălalt, vedem deci. Sperăm să fie pentru toată lumea. Ei, pregătim foarte, foarte bine și așteptăm și ne credem în Dumnezeu. Eu sunt maghiar, dar și eu țin cu românii. Eu țin cu românii. No. Și așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Mă pregătesc cu tot felul de mâncăruri, cu curățenie, cu de toate. Cu de toate. Păi facem prăjituri, cozonaci, miel, de toate. Cu de toate, cu... Ce anume? Prăjitură, cozonaci. Cumpărat miel, ouă, ce să zic. Deci toate cele necesare. Suică avem, vin avem, așteptăm numai să vie. Păi mergem mai mult la țară, acolo să petrecem. Așteptăm copii să ne vină de la Cluj. De toate câte un pic. Nu mult, că nu sunt bani, numai câte un pic. Cum să mă pregătesc? Cu serviciu, cu munca, cu așa, în pauză, cum se poate? Da, păi păstrăm, așa, da, cum ia lăși, deci cum se poate, cât posibil. De toate. Ce anume? Miel, ouă, în primul rând, și cozonaci, dar ceva normal. Le așteptăm cu multă pace sufletească, în primul rând. Celelalte, cum am putea. Domnul să ne ajute.